un grafic. Suntem în grafic, bine ați venit la Stax TV, material extra. Nu. Băi, nu e extra? Mai, da mă, nu e extra. Mai trag o dublă. Dar stai să mă descurc cu centura asta aici, nu? Stai că să mă descurc cu vechi, frate. Băi, acolo mă, e la locul ei. Stai mă, frate, că e ok. Am crezut că e pe vechi de trebuie să o iau. Știi la 1300 când o luai de acolo și o băgai? Adică asta e cu pretensionare, cu d-astea, cu iartă, mă, te rog frumos, Audi. Uite ce, mamă, ce centuri are aici, bun, ce prinderi, cât de tari. Da. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu BB și al său Audi 80 Coupe. Pentru că există și în 4 uși. Asta dacă nu știați, nici eu nu știam. Bă, telefon. Am. Dă-i net. E ok. Da, eu mă gândeam că trebuie să spun o întrebare. Așa. Dar nu știam ce întrebare să spun, pentru că nu aveam telefonul. Pentru că noi luăm întrebările de la oamenii care ne urmăresc pe Instagram, la Stax TV, și luăm întrebările lor de aici, din Insta Story. Oamenii ne întreabă, bam, 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 și noi luăm din ce spun ei și îți spunem ție întrebări. Și fii atent, pregătire. Cât de des mergi cu ea? Pe timp de vară, cât pot de mult. În momentul ăsta nu mi-am plătit asigurarea la mașina cealaltă și merg doar cu ea. Bun. Adică trag pe aia cât se poate. Cum ai ajuns să ai mașina asta? Băi, mi-a găsit un prieten, a fost undeva la Reșița și m-am dus să iau de acolo. M-am dus cu platforma, mașina în poze arăta destul de bine. N-am ajuns acolo, era moart. 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 E în poze toate arată da. Bine. E simplu, adică. Și dacă tot am bătut drumul, am luat. Am sudat la ea un an de zile. Nu e o mașină ușor de găsit, da. Adică nu o găsești pe toate drumurile. Nu o găsești, nu mi-o dorea. Nu pot să zic că mi-am dorit toată viața, da, Audi 80, nu știam că există până ziua. Am înțeles, corect, dar știu, cunosc. Dar când voiam o mașină veche, am avut un Golf 3 înainte. Da. I-am făcut toate nebunile, am avut 7 motoare pe el. Am stricat-o cum am putut eu mai bine. Da, cum ai vrut. Toate experiențele, toate nebunile, am strâmbat-o pe dedesubt, am făcut-o varză. Și am zis că vreau ceva mai vechi. Bate troncă în mine, mi se pare. Bă, nu bate foarte tare. Nu, bate la tronc. Asta pe spate sunt, nu le-am schimbat la punte. E ok, mie nu mi se pare. Și că găsești ușor piese de schimb pentru ea? Nu, greu. Absolut deloc. Absolut deloc. Dacă aveți piese de Audi 80, facem, 80, stânga, facem ce vrei tu. Și vrei tu, aia facem. Eu stau aici și spun întrebări și tu răspunzi, e simplu. Așa. Nu e nimic complicat. La treaba asta de prezentator de emisiune online, de asta vă zic. Dacă vreți să faceți, puteți oricând, că e simplu. Care va fi următorul proiect? Păi să-l terminăm pe ăsta, nici măcar nu l-am terminat. Ne-am ajuns la jumate, sunt ce-mi doresc. Am doar să rătășesc, să mă plimb cu ea deocamdată. Eu am impresia că oamenii ăștia pun niște întrebări exact care la Miss Univers. Ce ai vrea tu? Aș vrea pace, lume, știi? Ai avut susținere din partea familiei atunci când te-ai apucat de acest proiect? Câți kilometri la oră prinde maxim? Nu știu. Nu știu. Cât consumă? Mult. Mult. Stai mult așa. La mersul ăsta în București, că de obicei merg în București, nu prea ies afară și când ies afară nu-mi place. Da. Și afară consumă mult, are 4 trepte. Sărac. Da. Da, mă, ce vrei? Mai așa erau mașinile pe vremea aia. Cât ai dat pe mașină, ne întreabă cineva. Dacă poți să spui și vrei, da, dacă nu, treabă. În jur de vreo 4.000 de lei, cred. A fost cu totul. 4.000 de lei? 4.000 de lei, da. Bombă. Face rata tata? Zic băieții. Așa, așa, așa. Chinuit. Și că scârții de roți? Scârții, scârții de sau ce dracu să fac. Are atestat de vehicul istoric? Nu are, și nu se poate lua. E prins și asta cu TN-uri, cum era și Golful. Cristian Dima, cunoști personajul Cristian Dima? Nu înțeleg ce. Nu știu ce sunt TN-uri, ori fi șoricei de aia probabil. La aia s-o referi. Habar nu. În sfârșit. Dacă ar mai vrea să își mai cumpere încă un Audi 80. Da. Da. Da, frate. Da, dacă 10 ani. Dacă mai știi tu unul, mai știi tu unul, eu îl cumpăr. Scrie-ne pe privat că Pepe îl cumpără. Câți bani ai băgat în el până acum? Nu știu. Nu știu. N-am. Nu mai țin contul că... Da, eu vă spun aici la întrebarea asta, vă răspund eu că eu sunt prezentatorul la Enervant care vorbește mult. Și vă spun așa, la prima mașină am ținut cont de câți bani am băgat, am scris pe hârtie. Și la un dat când am calculat și am văzut câți bani, m-am șocat. Bă, m-am șocat. Adică, dacă mă întreba, eu aveam impresia că băgasem vreo 6.000 și de fapt erau vreo 12.000. E, la următoarea mașină n-am mai ținut cont. Tocmai de asta, ca să nu știu câți bani am băgat în realitate, că nu mă interesează, că nu contează, că banii
băgați, nu sunt băgați ca o investiție, sunt băgați pentru plăcerea ta proprie și personală și atunci merită, întotdeauna merită. Duce suta, duce suta, bănuiesc. Merge. De cât timp ai mașina și cât timp a durat până a ajuns în starea actuală? De 2 ani, cred. Un an de zile s-o scot pe stradă, așa cum e, neterminată, oarecum. Dar v-am zis, am făcut-o să mă plin cu ea, frate, să mă bucur de ea. Am stat 2 ani fără mașină, am dezmembrat Golf-ul și mi-era greu rău de tot. Cât de costisitoare a fost restaurarea și dacă a folosit piese OEM, având în vedere că este un model destul de rar? Am folosit în mare parte. Cât s-a putut? Cât s-a putut. Și deocostat am făcut-o singură, ca să... Cum te simți la volan știind că ai sub capotă sute de cai? Sute de cai? Nici 100 n-am. 75 de cai. Dar se aud frumos. Pleacă la... Pleacă, mă face toate nebunile. Pleacă, să ia pleacă. Deci iarăși mașina la retromobil nu este. Are turbo? Nu, e aspirată. Turbo, va fi aspirată în continuare. Cât de rar este acest model? Foarte rar? Rar? Destul de rar? Suficient de rar? Suficient de rar, zic eu. În cât timp ai reușit într-un an? Câte roți are? Un singur set. Un singur set. Deocamdată. Dacă ai o altă mașină daily, ce mașină e? Da, am una A3. A3 din ce an? A3 din 2004. Din 2004. Ce trebuie să știi când îți cumperi o mașină de gen? În cazul lui nimic, să-și cumpere și să vadă. O, Doamne, cât de unic e, auzi. Întorc băieții cu BMW-ul capul după Audi-ul, da, tău. Da, toată lumea zice că e rechin. Toată lumea zice că e rechin? Da, frate. Și m-a oprit lumea să-mi zică că era lângă mașină și mi-a zis că e rechin. Să uită și nu-n față. Zic, bă, mă jignești, prietene. Și că alea-s farurile lui? Nu. Nu. Nu, exact cum a povestit și în episod, mașina a venit cu faruri pătrate, a făcut facelift, a fost rotunde ca și a vrut el. Se dă de asfalt? Bănuiesc că se dă de asfalt, adică gen ca air ride. Da, se dă, se munte. Am făcut-o să merg mai comod cu ea, air ride-ul nu l-am făcut de fițe, nu l-am făcut. Ce nu înțeleg oamenii și eu am așa o, nu știu, o gândire despre air ride-ul ăsta și am tot auzit la copiii ăștia. Oamenii consideră că dacă ți-ai pus un air ride, mașina trebuie să stea cu pragurile pe pământ. Ceea ce mi se pare o aberație. Ți-ai pus un air ride ca să nu mai ai wheel gap și să ai posibilitatea să poți să folosești mașina zi de zi. Nu ți-ai pus wheel gap, nu ți-ai pus air ride ca să dai cu pragurile de pământ, să mai tai din lonjeroane ca să ți intre planetara și mai știu ce alte prostii. Încetați cu prostiile și nu mai încercați să demonstrați că sunteți cei mai tari, că nu există chestia asta. Se mai poate găsi mașină ca aceasta în stare bună? Băi, sunt vreo două pe OLX, dar depășesc 5.000 de euro. Proprietarul a fost la vot înainte de filmare sau se duce după? După. După. Câți cai are, am zis? Cum se numesc jantele? BBS Mistral. BBS Mistral? BBS Speedline. Speedline. N-are nimic, frate. Deci BBS Speedline. Nu, mă, fără BBS. Fără BBS. Deci doar Speedline. Speedline Mistral sunt. Speedline Mistral, frate, ca să n-avem... 16 cu 9 lățime fără și. De unde v-a venit ideea cu acel livery? Adică cu desenul de pe mașină, întreabă băiatul ăsta. A fost de nevoie. Asta este ultima întrebare, ca să știi. A fost de nevoie, trebuia să facem stânga dacă era ultima întrebare, dar nu mi-a. Facem aici. A fost de nevoie, mașina fiind neterminată, așa trebuia să fac cumva să acopăr sudurile alea ce mai avea pe lateral. Da, și ca să nu trebuia să fac vopsești în Argentina. Am făcut treaba asta. Nu, facem stânga la intersecție, mergem fix acolo, nu întoarce. E mai bine așa, dă-i înainte. Așa? Da. S-a chinuit săracul vreo două zile la el. S-a făcut manual. Da, s-a făcut manual. Cu pensulița sau cu... Cu spray-ul. Cu Montana spray de la de perete de graffiti. Bombă. Nu mai de jos. Bravo. Foarte frumos. E original, e mișto, se pupă foarte bine cu mașina și cu imaginea și cu stilul de viață. Că reprezintă un stil de viață mașina asta, nu pot să... Eu văd foarte, sunt adăugat pe foarte multe grupuri. Așa. Printre care și Autoretro, fără să-mi doresc, pe acolo. Direct așa. Da, direct așa. A. Fără să-mi doresc foarte tare și văd tot felul de întrebări, adică gen vreau să-mi cumpăr și eu o mașină din anii 60, să o folosesc zi de zi. Niciodată. Înțelegi? Adică o folosești o lună de zile zi de zi, să-ți faci nebunia cu ea, Și atât.
Și dar nu poți să zici că vine iarna și acum mă duc să-mi cumpăr cauciucuri de iarnă. Da. Oamenii își doresc, oamenii vorbesc, oamenii nu știu cu ce se mănâncă. E bine să faceți, să vedeți și după aia bine să vă dați pe pielea voastră. Da, pe pielea după voastră sau să ascultați la alții care au, dar cum în natura noastră nu este să ascultăm de sfaturile altora și să ne lovim noi cu capul, așa cum ne dorim, na, faceți pe pielea voastră și după aia o să vedeți. Eu îți mulțumesc de tură cu racheta. Până racheta. Aici ai plătit, Daniel. Până aici am plătit. Vă mulțumesc, dacă vă place, nu uitați de share, like și subscribe. Adică smile and wave, băieți, smile and wave.